Administrația Națională a Penitenciarelor a primit o nouă donație de măști, mănuși, echipamente de protecție și diferite utilaje necesare pentru lupta împotriva COVID-19. Cel de-al treilea lot oferit de Ambasada Regatului Țărilor de Jos a ajuns astăzi în țara noastră. În scurt timp, bunurile vor fi distribuite în toate penitenciarele din țară. Angajații penitenciarelor și deținuții vor lupta mai eficient de acum încolo cu noul virus. Cea de-a treia tranșă de echipamente, soluții dezinfectante și măști au ajuns în țara noastră. Pe lângă aceste bunuri, au fost donate și utilaje necesare pentru igiena în instituțiile penitenciarelor. Avem aici recirculatoare. Recirculatoarele sunt destinate pentru dezinfecția aerului. Ele aspiră activ aerul care potențial poate fi infectat, îl sterilizează și îl eliberează deja sterilizat în secție. Avem troleuri de urgență, sunt în premieră pentru sistemul penitenciar, pentru că așa ceva sistemul penitenciar nu am mai avut. Sunt pentru cazurile de urgență. Când avem cazuri grave, pacienți gravi, atunci totul necesar din punct de vedere medical, medicamente, injecții, da, fiole, sunt dotate în aceste troleuri și troleul merge din urma personalului medical. Donația a fost făcută la inițiativa Organizației Internaționale pentru Migrație și finanțată de Ambasada Regatului Țărilor de Jos. Vă suntem recunoscători pentru aportul care l-ați depus și vă asigurăm că toate aceste echipamente vor fi utilizate conform destinației, astfel ca să facem față și în continuare pandemiei. Administrația Națională a Penitenciarelor are o dublă responsabilitate în timpul pandemiei cu COVID. Mai întâi este nevoie să protejeze lucrătorii din penitenciare, dar apoi este nevoie și de protejarea deținuților. Regatul Țărilor de Jos se bucură că poate sprijini Administrația Națională a Penitenciarelor cu echipamente de protecție. Și ministrul Justiției Fadei Nagacevski a adus mulțumiri pentru sprijinul acordat. Într-adevăr, pandemia de COVID-19 ne pune la grea încercare pe toți. Iar în aceste circunstanțe, acest gest ne demonstrează încă o dată atitudinea și contribuția dumneavoastră nobilă. Acest los de echipamente și dispozitive medicale moderne și consumabile non-medicale destinate tratamentului persoanelor private de libertate vor asigura bună activitate în condiții de maximă siguranță. Menționăm că Ambasada Regatului Țărilor de Jos a mai donat anterior alte două loturi de echipamente necesare în lupta împotriva COVID-19 pentru sistemul penitenciar din Moldova. În total au fost recepționate peste 3 tone de dezinfectant, peste 2 tone de săpun lichid și peste 3500 de echipamente de protecție. Valoarea totală a donațiilor este de 78.000 de euro. De la începutul pandemiei în sistemul penitenciar din Moldova s-au infectat cu noul coronavirus în jur de 320 de angajați și 87 de deținuți.